în momentul în care aduc jertfă lui Dumnezeu, respectă pe Cel ce a creat. Și primul semn că jertfa lor a fost primită la Dumnezeu a fost mirosul de mireasmă duhovnicească. Deci Dumnezeu și-a răsplătit, cum se spune, rugătorii, cu răsplata că l-au căutat și i-au cerut ajutorul. Deci atâta timp cât în noi există conștiința și dorul de Dumnezeu, asta vreau să scot în evidență, atâta timp cât există în noi dorul de Dumnezeu și conștiința, pentru că sufletul atunci când se pune în om de către Sfânta Treime, așa spun Sfinții Părinți, nu o spun eu. Eu zic că am găsit scris într-o filocalie, dar nu țin minte unde am citit lucrul ăsta. Că în momentul în care are loc o zămislire, că e ca fulgerul cu lumina, sufletul se închină în fața Sfintei Treimi și se creează noua făptură. Noua suflare de viață, nou omul respectiv, care este rațional, cuvântător și nemuritor. Și din clipa aceea, sufletul tot timpul dorește de Dumnezeu, nu că omul își dorește să aibă ceva de care să teamă, cum spuneau comuniștii sau ideomarxiștii ăștia, nu că omul are nevoie de ceva care să idolatrizeze și să venereze, că am citit și acest gen de lucruri, ci faptul că omul simte nevoie de acea liniște interioară în care să se regăsească cu sinele lui, ăsta e sinele de care vorbim, care să-l împace cu cerul. Este ceva de dinăuntru care te mână. Adânc pe adânc cheamă. Din treaptă în treaptă, omul caută să urce și să adâncească, că de fapt el urcă adâncindu-se. E ceva invers cu ideea, dacă o iei literar. Adâncindu-se în rugăciune, urcă din treaptă în treaptă. Dar el, de fapt, cu cât se adâncește, mai mult se smerește, mai mult se coboară. Că cel ce se va smeri pe sine, acela se va înălța. Și el pătrunde dincolo de sinele lui și caută adâncul și esența Dumnezeirii, lumina și iubirea. Deci, și la ora actuală avem zebzeci, și la ora actuală avem, nu știu cum să le spun, clov. Cred că e cel mai potrivit lucru, care vin și spun, că zice, ai mă, lasă încă la vremea asta, pe asemenea descoperiri științifice, tu încă mai crezi că Dumnezeu a făcut pământul din nimic? Nu, poate l-ai făcut tu, dacă nu l-a făcut el. Deci, până la urmă, este o mare taină, ceea ce face ca atomii să devină particule și particulele să devină materie. Asta n-aș putea să explic. Doar numai printr-o metachimie și metafizică nemai întâlnită, nemai văzută și nemai auzită. Deci, științele astea moderne se chinuiesc să demonstreze lumina din materie, energia din materie, viața din materie, logica din materie, realitatea din materie, sensul materiei, rostul materiei, existența materiei, să fac pași uriași, dar la mințile astea încălcite și moderne care le avem, mă gândesc că cel mai ușor descoperi cine-i Dumnezeu prin rugăciune. Rugăciunea este cel mai amplu element care stă la îndemâna oricui să-ți descoperi sinele din tine și sinele din Dumnezeu care te stăpânește. Că așa spune, împărăția Dumnezeu e înăuntru vostru. Deci, încă o dată mă repet, nu mă simt jenat și nici nu m-aș simți vreodată jenat dacă aș întâlni credincioși care încă la ora actuală neagă folosul preotului în biserică, existența lui negativă în biserică, pentru că vrând nevrând avem și asemenea elemente de factură umană. Și plus, nici nu trebuie să fim deranjați când vedem că sunt oameni care se răzvrătesc împotriva bisericii. E un drept al lor să o facă. Și un drept al nostru să-i pomenim și să ne rugăm pentru ei, așa cum spune în rugăciune de la proscomidie și în celelalte rugăciuni, ca în liniștea, de ce spune, liniștea văzduhului și vrem cu pace, ca în liniștea aceasta exterioară, să poată și ei să-L găsească pe Dumnezeu în ordinea și în logica lucrurilor. Mai devreme sau mai târziu, în viață sau pe patul de moarte, la sfârșitul vieții sau după moarte, Ioan Iacob Hozevitul spune într-o poezie un lucru simplu. Dacă nu cunoști în viață pe binefăcătorul tău, vei cunoaște după moarte doar puterea celui rău. Orică tu neltești ateie, viață nu vei fabrica. Însă de osânda morții, negreșit nu vei scăpa. Adică, în momentul în care vine moartea, deși ar trebui să fie un somn și o întâlnire cu Hristos, pentru unii moartea va fi somn și întâlnire cu Cel pe care L-au ignorat.
Asta este marea dramă. Eu i-am spus cuiva odată într-o discuție, că mi-a zis așa, părinte, mie nu-mi dați sfaturi, nu-mi dați leacuri de astea băbești, popești, nu-mi țineți caterinci, așa s-a exprimat, vreau să-mi spuneți ceva ce să mă lămurească că aș putea să cred în Dumnezeu. Și i-am dat logica acestui lucru, așa l-am găsit eu de cuvință. I-am spus așa, consideră în mintea ta că nu există, dacă așa crezi tu că e bine, dar lasă-ți această logică a minții în care să zici așa, Doamne, și dacă ești, nu mă deranjează prezența ta, că eu nu te cunosc. Până la momentul arătării mie și descoperirii mie că existi, ai dreptul să intri în inima mea și să ieși din ea când vrei tu și cum îți place. Pentru că dacă tu ești politicos și nu jicnești puterea divină, când ai nevoie de ea sau nu ești pregătit și nu o cunoști, ea te veghează. Dar în momentul când nu l-ai primit pe Dumnezeu în gazdă în inima ta și l-ai scos de acolo prin îndărătnicie și răutate, de-abia atunci te numești ateu înverșunat prin faptul că și logica care îți demonstrează că el poate să existe, tu te înverșunezi să spui că n-are ce căuta chiar dacă este, atunci într-adevăr greșești de moarte. Și lasă-l pe Dumnezeu acolo în inima ta. Dacă vrea el vreodată să odihnească, să odihnește. Dacă vrea să stea vreodată, stă. Dacă vrea să plece, pleacă. Dacă nu i-a place ce acolo, ești și singur. Dar nu-l da tu afară. Doamne, și dacă ești, și eu nu te știu și nu te cunosc, tu treci pe acolo, odihnește-te că nu mă deranjează. Că dacă tu ești politicos, e ca și pe drum, când vezi un om și nu-l știi cine-i. Și îi spui, bună ziua, și ăla se răspunde, Doamne ajută, sau bună ziua. Deci tu ai făcut un gest de politețe, ai făcut un gest de reverență, un gest de cuvință. Ori gestul acesta se plătește în mod divin, că eu nu vreau moartea păcătosului, ci aștept întoarcerea lui și să fie viu. Eu n-am venit să judec lumea, ci să o mântuiesc. Dar în momentul când tu vrei să te încăpățânezi și să negi tu existența lui Dumnezeu în mod absurd, că vrei tu să o demonstrezi, atunci, sigur, el va trece într-un alt plan de măsură, nu ca să râdă de tine, ci ca să-ți demonstreze că totuși există. Și e un proverb popular pe care eu l-am auzit de la un călugăr bătrân din Siestria, care avea o vorbă așa scurtă, mai am făcut ascultare cu el, și el avea vorba asta. Frate, frate, niciodată să nu scuipi în sus, că scade în față. Adică, el știa că trebuie să ai bună cuvință, trebuie să ai modestie. Modestia n-a dăunat nimănui niciodată. Bunul simț n-a dăunat nimănui niciodată. Educația n-a dăunat nimănui niciodată. Și reverența, cuviința, dintotdeauna încununează omul. De aia și Apostolul Pavel spune că frumusețea unui om sau frumusețea femeii nu stă numai în haine, în podoabe și în îmbrăcăminte, ci și în reverența și bună cuviința, cum spune, capul plecat și evlavia sunt cele ce înfrumusețează pe om. Este la epistole. Că iată ce frumos ne spune Evanghelia mai departe. Cine va voi să-și scape sufletul, va pierde. Adică ce înseamnă să-ți scapi sufletul și să-l pierzi? Ce spun oamenii moderni? Vreau libertate deplină. Eu îmi dirijez sănătatea, eu îmi dirijez viața, eu îmi dirijez ideile vieții, eu îmi dirijez gospodăria, eu îmi dirijez banul, eu îmi dirijez modul de odihnă, modul de muncă, fac tot ce vreau, nu faci nimic. A spus Mântuitorul Iisus Hristos, cel ce nu adună cu mine risipește. Ei, eu m-aș opri asupra acestei risipe și aș spune un singur lucru. Noi înșine, uitându-ne la cei din jurul nostru, poate am fi avut vreodată ocazia să vedem oameni care ar da oricât pentru un strop de sănătate. Bani grei, operații grele, medicamente costisitoare, niște scoruri din astea, niște exagerări de prețuri, zice, nu contează, oricât dau numai să fie bine. Ori vedeți, acest oricât pe Dumnezeu nu-L interesează, pentru că ție ți-a lipsit un strop de credință. Ție ți-a lipsit cea mai elementară normă a bunului simț. Să te uiți în Evanghelie și să vezi că stă scris un element simplu. Ce va da omul în schimb pentru sufletul său?
dacă ar câștiga toată lumea și sufletul ar pierde. Vedeți, noi trăim acum în epoca asta a mizeriei materiale. Eu așa îi zic că e mizerie materială, pentru că mulți oameni au bani cu gârla și nu știu să-i folosească, mulți oameni își doresc bani și suferă enorm pentru că nu-i au, sau unii care iau îi folosesc prostește. Și atunci, care este rezultatul? Rezultatul este dezastru, pe care îl vedem noi în jurul nostru. Hoții, înșelăciuni, lucruri nefolositoare, suferințe, procese, necazuri, scârbe, tulburări, agitații, ură, dușmănie, împărțiri nedrepte și așa mai departe. Toate vin din cantitatea asta imensă care dă sănătate sufletului. Și te duci acolo în sat, la cel mai sărac om, la o femeie cu 5 găini și un câine la poartă, care bea apă de la vecini că n-are nici fântână, sau se duce în pădure după un braț de crânci că n-are să-și facă un ceai, și o întreb, ce faci, bunică? Bine fac, părinte, slavă Domnului, ferească Dumnezeu de mai rău. Poți să o compari pe ea cu omul putre de bani și de avere care stă stresat și agitat, că vine peste el fiscul, că vine peste el hoții, că vine peste el vecinii, că vine peste el prietenii, dăm și mie, împrumutăm și mie, n-ați și ție, vreau și eu, de unde ai, cum îi ai? Deci, vedeți, noi ne coborâm singuri în iadul care se numește sufletesc. Adică ce spune? Cine vrea să scape sufletul și îl pierde. Nu. Fii om și fii modest. Nimeni nu mănâncă în viața lui cu două linguri. Nimeni nu doarme în două paturi odată. Nimeni nu se îmbracă cu 7 rânduri de haine odată. Nimeni nu a trăit două vieți. Toată lumea trăiește la fel, dar depinde cum îți rânduiești viața. Eu cred că cea mai mare bogăție este mintea. Cea mai mare bogăție este sănătatea, cea mai mare bogăție este liniștea și cea mai mare bogăție este mulțumirea. Dacă omul este lipsit de acestea, sufletul acela se pierde. Deci, în momentul în care ești în limita normalității tale personale, ești în limita normalității oricui. Al minterii, în general, suntem priviți ca niște somități de cei care n-ajung vreodată la nivelul nostru, suntem priviți ca niște personalități de cei care nu știu ce înseamnă o personalitate, suntem priviți ca și chiaburi de cei care nu știu ce înseamnă un ban și cum să-l folosească sau dacă l-au, îl folosesc aiurea, suntem priviți ca niște bogătași sau ca niște insensibili de cei care ar vrea să aibă tot cât tine sau nu au, sau te judecă de ce ai și liniștea ta s-a dus. Deci tu rămâi fără liniște. Deci în momentul în care tu ai în tine normalitatea sufletului tău, tu poți să te numești omul creștin din societatea modernă. Și acela se numește care? Omul, fie familist, că este o cruce. Deci noi nu vorbim de cruce numai la nivelul de ambla cu parul în spate. Deci crucea familiei. Un om normal se căsătorește, un om normal are copii, un om normal are familie, un om normal are servici, un om normal educă copiii, un om normal merge la muncă, un om normal duce copiii la școală și lasă societății o ctitorie de natură materială. Copilul care a ajuns ceva în societate, casa pe care a construit-o, livada pe care a plantat-o, fântâna pe care a sădit-o și copiii pe care a educați. Și spun oamenii în general, n-am trăit degeaba. Într-adevăr, nu am trăit degeaba. După ce trecem de crucea asta, spune mai departe, cine își pierde sufletul pentru mine și pentru Evanghelia mea, acela și-l va scăpa. Și aici întâlnim două categorii de oameni. Și aici trebuie să fim foarte atenți, că tocmai aici e curba, intersecția cu giratoriu. Deci ne întâlnim la un moment dat cu sens giratoriu și cu direcții diferite. De căsătorie am spus acum, familia. Cei care merg pe această linie sunt cei mai mulți și merg înainte liniștiți în treaba lor. Și acum în sensul giratoriu ni se mai deschid două brațe. Văduvia. Vrem, nu vrem, mai rămâne familia singură. Un deces, un divorț, de fapt văduvia adevărată e cea din deces.
dar acum putem vorbi și de divorț, pentru că rămân tot unul singur. Ei, aici este lupta cea mare, în care lupta începe cu adevărat pentru suflet. Merită în momentul în care ai fost încercat de Dumnezeu și trezit la o realitate, să riști să te întorci pe aceeași cale pe care ai fost înainte sau îți găsești noul mod de viață și te hotărăști. De exemplu, biserica se laudă cu văduvele cele multe și curate. Acum nu prea avem văduve din cauza că n-au fost de mult războaie, dar dacă ne gândim la primul și al doilea război mondial, slavă lui Dumnezeu, câte femei au crescut, câte 7-8 copii singure, săracele, și dacă ne uităm și la rădăcina numelui, a Mariei, a Vasâlcăi, a Ilincăi, a Irinei, deci asta arată că acei copii au fost crescuți de o femeie vrednică care a rămas singură. Și atunci, ca să nu-i greșească numele, el a pus după numele lui mamă sa.